Bună ziua, dragilor, și bună seara, nu știu, e seara de greu și rezultatul. Tema pentru acasă, pentru acasă, clasa a șasea, iată, pornim repede. Comparați. Ai dat un pe patru. Comparați. A egal 1 pe 4. Și B egal 0,3 la 3. B egal 0,3 exact. Se compară în cele două lucruri. Idei. Păi transformăm de B în fracție. O fracție ordinară, da? Da. Deci, egal mai departe, să muncim aici, egal cu? 10 parte. 10 pe 9 minus 3, nu? Cum? Eu oricam uitat cum. Da. Ai uitat, da? Se scrie pur și simplu, când avem aici 0, scriu 3 pe 9. Atâția de altă. O să facem mai multe, da? Pentru că aproape de 10 în 3, supra 9. Fiind periodic simplu. Asta e un număr periodic simplu. Avem și periodic mix, o să vedem imediat, da? Care înseamnă că simplificăm din 3 și înseamnă că 1 pe 3. Da? Deci A egal cu 1 pe 4 și B egal cu 1 pe 3. Dintre astea două, dintre A egal cu 1 pe 4 și B egal cu 1 pe 3, care este cel mai mare? 1 pe 4. 1 pe 4 e mai mare, da? Față de 1 pe 3. Adică o treime față de un sfert. Că 1 pe 4 înseamnă întreg împărțit în 4 și treie numai una. Din coace împărțim întreg cu 3 și luăm mai una. Ați vrea să luați un sfert de pâine sau o treime din pâine? O treime. O treime. E mai mare. Treimea față de o pătrime. De ce v-ați gândit cu 1 pe 4 mai mare? Care a fost răspunsul? Numărătorul mai mare. Numărătorul e 1 și la o așa altă, la numitorul la fel. Dar numitorul ne arată la cât e împărțit întregul. Da? Deci, întregul e împărțit în 4 și noi luăm 1. Așa ne spune numărător. Iar aici, întregul este împărțit în 3 și noi luăm 1. Deci, ce înseamnă, de fapt, trebuia să mergem și să observați și așa. 3 e mai mic decât 4. De acord? 3 e mai mic decât 4 și întoarcem acolo. Iar la întoarcere înseamnă 1 pe 3 e mai mare decât 1 pe 4. Deci prin inversare se schimbă sensul inegalității. Iată, să zicem, orice lătime, nu, 7 e mai mic decât 10, da? 7 e mai mic decât 10. 1 pe 7 e mai mare decât 1 pe 10. Adică, nu ai să faci între 7 sau 10, vine mai puțin. Da? Deci, prin inversarea fracției, se schimbă sensul inegalității. Hai să mai zicem, 23 e mai mic decât 29. 23 mai mic decât 29. De unde rezultă că 1 pe 23 e cum? 1 pe 23 e 1 pe 23 este mai mare decât 1 pe 23. Da? Se schimbă sensul. E ce s-a spus mai devreme, da? Să ne amintim încă o dată cum se transformă un număr periodic simplu în fracție ordinară. Deci dacă zic 3, 2 în perioadă, înțeleg că se scrie 3 întregi, da? Și 2 pe 9 și 2 noi. 3 întregi și 2 noi. Se introduce întregul în fracție. 3 ori 9, 27 și cu 2, 27 cu 29. Și egal cu 29 pe 9.
Da? 29 pe 9. Ca să ne convingem că dacă împărțim de 29 la 9, ne dă 3 și pe urmă 2, 2, 2 se repete. Să ne convingem pe chestia asta. Ia să vedem, 29 împărțit la 9 este egal cu de 3 ori 9, 27. 2. Punem virgula aici. Da, 0. 20. 9. De 2 ori. De 2 ori. 18. Rămâne 2. Iar 0, 18 și tot 2. 2 de 2 ori, de 2 ori, de 2 ori și rămâne departe. De aia spune că e egal cu 3, virgulă, 2 inferi mari. 3, virgulă, 2 inferi mari. De 2 se repete. Vezi? Asta este interesant, că am făcut o treabă bună. Am transformat un periodic, de care periodic simplu, în fracții ordinare. Da? Ireductibil, pentru că 29 pe 9 nu mai poate simplifica. Ireductibil. Cum se transformă? Se scrie partea întreagă în față, se scrie partea periodică, dacă partea periodică e din 1 sau 2 sau 3 cifre, le punem toate cifrele și practiția de din nou cât indică perioada. Adică dacă ar fi fost așa, 27,15 în perioadă, 27,15 în perioadă, ar fi scris cum? 27 și 15 supra 99. 15 supra 99 simplificat, pe urmă, înainte de a înălăși întregile fracții, se mai poate simplifica prin detalii, dar pentru întregile. Da. Și va fi egal cu 27 și 5 supra 33. Iată, cam asta ar fi. Acum introduc și mulțim 27 cu 33. Ia mulțește, mulțiți vă rog repede 27 cu 33 și pe urmă cu 5, nu? Așa se duc în trei de fracții. Da? Deci face... Ai adunat și 5? 896. 896, auzi. Da, cu 5, da? 896 supra 33. Deci 896 supra 33. Să vedem dacă se mai face simplificare, aici s-ar putea simplifica pe 3, dar aici 8 și cu 9 face 16 și cu 6 23. 23 nu se bate la 3, deci rămâne, este probabil ireductibilă. Mai rămâne asta vrea prin 3 și prin 11. Dar trebuie să vedem cumva prin 11 vrea, nu? Nu vrea. Probabil că nu vrea. Nu vrea, sigur, că vine de 8 ori, rămâne 1-6, 1-6 nu se merge prin 11. În concluzie, aceasta este fracție reductibilă. Un alt mod de transformare ar fi așa. Din 27,15 se scrie cam mai departe cu tot grupul de cifre care intră în componență, adică 2715, 2715, din care se scade grupul de cifre care se află în fața celor care se repetă. Deci cât ar veni? Scăzut 27. Așa. Supra cât? Supra 2 de 9, da? 2 de 9. Deci 2715 și ia să vedem de tâmpă aici. Hai să scădem 7 din 15, 8. 2 din 10, 8. Și 6 și 2, da? 2, 6, 8, 8. Și acum 9, 9. Simplificăm printr-un 3. Da. Ia să vedem. Pentru 3. Merge pentru 3, este de jos sigur, da, sus. 6, 8, 3, 8. 3, 8, 24. Da, da. Merge. Și egal cu 3, 26. De 8 ori. 8 ori, 3, 24. Rămâne 2. 28. Da. 3, 28. 9 ori. De 9 ori, 9, 3, 27. 18. De 6 ori.
suprafăriște. Iată că a fost bine. Da? Deci avem două variante. Fie de punem partea întreagă și până punem partea periodică suprafața cea de-a din nouă, fie scriem tot grupul de cifre, da? Și scădem tot până la nivel de perioadă. Scădem tot, da? Până la 15, 27 scădem. Și ajungem la același răspuns. Da? Deci, în mod celălalt, ajungem la același răspuns. Așa transformăm un număr periodic simplu. Dar să vedem să transformăm un periodic mixt. Deci, dacă vă dau următorul număr. 13,523. Egal cu. Deci este un număr periodic mixt. Avem și parte neperiodică. Deci, facem, scriem tot numărul. Tot numărul, fără să ținem cont de nimic. Deci zicem 13, 5, 23. Vedem ce este în afara paranteței. Deci tot ce e în fața părții periodice, 153, scădem 135, 130, da? Supra atâția de al din nouă, câte ce? Deci în perioadă. Da, dar e 990. Așa. Și atâtea de 0 câte cifre sunt în partea din periodică. Deci 2 de 9, urmat de 1 de 0. Deci 9, 9 și 1, 0. Și atunci face egal cu 5 din 13 este egal cu 8. 3 din 11, da? 3 din 11 egal cu 8, așa. Și 1 din 4, 3 și 13. Supra 9, 9, 0. Ce putem face? Este fracția asta ireductibilă? Prin 2, da. Obligat, da, prin 2 și este egal mai departe cu 5. De 6 ori, 6 ori 12, 13 de 8 ori. Nu, nu, 6 ori 12. 1, 3, 13, da. Așa, 13. Iar de 6 ori. Iar de 6 ori, 7 ori. 16, 18, da, de 8, de 9 ori. De 9 ori, 18, de 9 ori și 2 în 8. De 4 ori. De 4 ori. Supra atâția, și vreau să simplificăm, 2 în 9. De 4 ori. 4 ori 8. 8, 19. 9. 9 ori 18. Și 0. 10. Că e 19. Deci 5. 5. De 5 ori. Ia să vedem dacă mai poate fi simplificată prin ceva. Aici ar mai merge printr-un 3. Da. Da? Sau chiar din 9, când 99 fac 18, se împarte la sus 12. Nu, nu merge. 12 și cu 4, merge 16 și cu 9, 25. Și 25. Nu, pe 25. Nu, nu, nu merge pe 25. Nu merge prin 5. Nu e ultima cifră 5 sau 0. Da? Deci e clar un lucru. Aici nu mai poate fi simplificată, că asta prea prin cât? Asta de jos vrea printr-un 3 și cea de sus sau 3 sau 9 și cealaltă vrea prin 2 cel mult. Da? Că ultima ce vrea este. Și că e limpede, nu? Nu au nimic comun, deci nu au un divizor comun, ne oprim, așa asta este fracția. Hai să vedem dacă am făcut o treabă bună. Hai să împărțim prin 6694, 6694. Să împărțim la 495. Merge de câte ori? De două ori. Deci merge de două ori. Așa. Merge exact de două ori. Continuați voi calculul. Deci, de două ori, doar 5, 10, doar 19, 19, doar 4, 8. Da, 8. Și cum? 9, nu, depășește. Da, depășește.
De două ori, ci de câte ori trebuie să meargă, parcă o singură dată. 495 în 669, o singură dată, da? 495 și 5 din 9, 4. 4. 9 din 16. 16. 7. Da. Și 4 din 5, 1. 1. Și coborăm pe 4. Ca 4 în 4 în 17. A, de 2 ori. De 3. De 3 ori. Nu merge de 4 ori, bănuiesc că mai are 9 și 5, să rămâne de 3 ori, da? Deci de 3 ori, 3 ori 5, 15. 3 ori 9. 27 și 1, 28. Da. 2. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. Corect. 5. Da. 14. Minus 5. Minus 5. 9. 13. 10 minus 8. 3. 2 și 3, 5, nu? Da. Din 10 acest câte am programat 2 și 3, 5. 4 din 6. 4 din 6 am votat să ne portam 2. Nimic. Iată, am ajuns la numai de cifre, din virgula cât? Și 495 în 2590, ca 4 în 25. De 5 ori. 5 ori. Din 6 ori nu mergi, nu? 6 ori 4, 24, dar vine 95 ori, de 5 ori. Ai zis bine. 5 ori 5, 25 și 2. 5 ori 9. 45. Și cu 2. 47. Așa. 5 ori 4. 20. Da. Și cu 4, 24. 24. 5. 5, 2, 1, 5. 5 din 10, 5. 7 din 8. 2. 7 din 8. A, 1. 1, prea am împrumutat. Ai grijă. Da. Aici, da? 4 din 5, 1. 5. Și 115, punem un 0. Și mergem... De 2 ori. De 2 ori. Bunul se spune ca 8 de 2 ori, 2 ori 5, 10, 2 ori 9, 18 și 1, 19, 2 ori 4, 8, 1, 9, 0, cât face 15 minus 9, 6, da? Am scăzut din 10, am luat un 9, 1, și cu 5, 6. Acolo au rămas 10. Da, 9 din 10, 1. Și nimic. Și acum punem în 9, 0. Da, de 3 ori. De 3 ori. 3 ori 5, 15. 3 ori 9. 27. Și 1, 28. 8 și 2. Și 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. 14. Și iată, 5 din 10, 5. Au rămas 9 minus 8, 9. 1. 2 și nimic. 2 și... nu 2, cred. Cred că e 1, a, rămas 5 aici. Da. Grijă multă. Da. A? 1. 115. Și am adus restul ăsta 115. Da. Am avut mai sus. Da? Acum dacă pun 0, merge de 2 ori și începe povestea. 23 se repetă. Da? 23 se repetă. Deci, cât a fost numărul de atenția? 13 întregi, virgulă 5 și partea periodică 23. În perioada 23. Și așa a fost. De corectă transformare, fracția asta ordinară ne conduce, dacă împărțim mărântorul la numitor, la exact așa lucru, 13 în 3 și 5 în partea, 5 zecimi în partea decimală și 23 de miimi în partea, cum îi spune, partea periodică. Așa am găsit. E clar, acum știi să transformați totdeauna un număr de care un număr periodic simplu sau mixt în fracție ordinară? Da.
Deci nu mai pierdem cazul, nu mai stăm pe gânduri, vom ști să facem foarte rapid. Eu mai aveam o idee. Pe unul cu bățea 4, pe A, îl puteam scrie ca fiind 1 bățea 4, mergi de 0, oare, virgul. Dacă faci să împărțirească deoparte. 10, 4, 10, merge de 2 ori, 4, 8, rămâne 2, 20, 4, 20, de 5 ori. Deci 0,25. Și iată, era și altă variantă decât asta de transformare în fracție ordinară pe a doua. Era și varianta să facem împărțirea de 1 la 4 și să comparăm pe cele două numere decimale. Cele două numere decimale sunt 0,25. Iar eu pus deasupra înseamnă așa, 0,33 și mai mare. Ei, care e mai mare? 0,33. Da? Da, se vede că e 0,33 față 0,25, nu? Primele decimale indică care e mai mare. 3 față de 2, la 10, e mai puternic. Și în final spunem că într-adevăr, B e mai mare decât A. Deci putea să dați răspunsul ăsta, dar voi v-ați dus pe transformarea numărului decimal periodic simplu fracție ordinară. Nimic, dar mi-a plăcut cu ocazia asta, a repetat tot. Da? Deci a făcut repetiția periodic simplu, periodic mix, transformat în fracție ordinară și invers. Da? Ordinară în fracție periodic. Și acum altceva, cum am zis. Specificați numărul divizorilor numărului 54. Specificați numărul divizorilor. Numărul divizorilor numărului 54. Numărului 54. Băi, adică... Nu dator regulă la școală în care îl descompunem pe 54 și după... Să zicem că e 2 la 3 plus, nu, ori e 2 la 4 și luăm 2 plus 1 plus 3 plus 1 și așa aflăm numărul divizorilor. E să vedem concret, dacă așa stau lucrurile. Deci 54 e cât 6 ori 9 fac 54, da. Egal cu 6 ori 9, care înseamnă 6 ori 9 înseamnă 6, 2 ori 3 e 6, da? Da. Și 9 este 3 la 9. Da. Și facem total 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Da. Și acum tu spui că numărul divizorilor ar fi aici 1 plus 1. Deci mărit exponentul cu o unitate, da, la fiecare. Și? Și 3 plus 1. Și ne iese 4 plus 2. 4 plus 2 ar fi 6 divizori, da? Da. Deci, ea spune așa, este exponentul de aici, mărit cu 1, plus exponentul din 1 mărit cu 1, da? Deci ar fi numărul divizorilor. Deci, hai să spunem... Și era și un semn. Așa, numărul divizorilor. Da, o fel fi, da? Da. Așa. Numărul divizorilor lui, cu 54 egal cu cât? Numărul divizorilor 54 egal cu, ai zis aici, 6 parte, da, nu? 4 egal cu 2 plus 4 și egal cu 6. Hai să ne convingem că așa este, pentru că numărul divizorilor de 54 este egal cu, avându-l scris așa, înseamnă 2 și 3 luat individual, deci 2 și 3, apoi, sigur, luăm și pe 1 și pe el însuși, dacă toți divizorii proprii și improprii, da? Și aici, cât ar fi? 54. 54, 6. 6, că-i 2 ori 3, ar mai fi și 9. Și ia să vedem dacă n-ar mai fi 27. Este și 27.
zice, este 2 ori 9. 2 ori 9, 18 ne bate. Deci 18 și 27. Și 27. Ia să vedem câte ani se va aici. 2, 4, 6, 8. 8. Nu știu, poate n-am zis eu corect regulă, dar așa... Dar eu cred că ai zis numai divizorilor proprii. Deci numai divizorii proprii, fără ăștia improprii, fără 1 și fără 54. Da, cred că da. Da, deci da. La numărul divizorilor proprii înseamnă, iată, 2, 4, 6 și da. Corespunde realității. Da. Deci, vezi, ce... regulile acestea se reduc în practică. Deci nu e vorba de o definiție care o visat-o cineva, ci da. Din practică, concret, da? Pentru că noi luăm pe 2, pe 3 și luăm și 2 ori 3 și 2 ori... Deci de aceea avem grijă să... Și zara s-a făcut că acest cu conitate, este acest cu conitate și în final numărul divizorilor este, așa cum ai spus, 6 proprii. Numărul divizorilor proprii. Da, mai departe. Scrieți numerele X aparținând numerelor naturale. Scrieți numerele X aparținând numerelor naturale. Pentru care fracția 5 supra 2X minus 1 este sub... 5 supra 2X minus 1 este supraunitară. Așa este. Supraunitară ce înseamnă? Fracția e supraunitară. Adică cea de sus fiind mai mare decât cea de jos. Deci cea de sus mai mare decât... Adică s-a dat și aici prima letră mai mare decât 1, nu? Că e supraunitară mai mult decât 1. Când cea de sus e mai mare decât cea de jos, e mai mult decât 1. E supraunitară, da? Cu alicuinte, trebuia să găsim A mare, egal cu mulțimea tuturor X-urilor naturale, pentru care fracția asta este supraunitară. Fracția este supraunitară. Păi asta s-ar traduce că 2 ori X minus 1 divide pe 5 și... Da, nu trebuie să... poate să rămână și fracția. Să luăm valorile. N-am spus să se divide. N-a spus să fie număr natural aici. Dacă spuneam ca fracția să fie naturală, atunci 2x în sumă trebuia să fie un divizor. Ci să fie mai mare ca 1. Ai pus să o facem cu asta. Hai să luăm de parte. Deci 5 supra 2x minus 1 să fie mai mare ca 1. 5 supra 2x minus 1 mai mare ca 1. Păi scriem, 5 părți la 2x minus 1, mai mare decât 1. Păi scriem și rămâne așa tot. Că nu știu. Scădem un 1, rămâne 2x, așa. După care scădem 2x, nu? Încă n-am ajuns acolo unde aștept. Visez și eu. Dacă aici, în ultimul an, fie o fracție, aș compara foarte ușor. Minus 1. Deci, în dreapta, să fie ceva egal cu 1. Dați exemplu de fracție egală cu 1? 1 supra 1. 1 pe 1? 1 pe 4. 1 pe 4 nu e egal cu 1. E un sfert, am văzut. 4 pe 1. 4 pe 1 fac 4. Deci, fracție care să-ți dea 1. Sau să fie echiunitară. Că cele care dau pe 1, înseamnă că sunt echiunitare. 6 pe 6. 6 pe 6. 3 pe 3. 2 pe 2. Adică numărătorul e egal cu numitorul. Eu visez acum, ca în loc de 1, să fie o fracție care să aibă și la numărător și la numitor același lucru, să aibă numitorul egal cu 2 x minus 1. Adică ce? 5 pe 5. 5 pe 5 e bun, da? Și atunci da? Luăm 2 ori x minus 1 egal cu 5. Ca să facem, comparăm 5 supra 2 ori x minus 1. Deci tu ai vrea 5 pe 5.
Dar atunci, dacă pui 5 pe 5, numărătorii sunt egali și cu un anumitor trebuie să vezi ce și cum se întâmplă. Dar aș vrea să fie ambele, și numărătorul și numitorul, cu cine să fie? Cu 2x minus 1. Că ne vine mai ușor să compare. Uite, dacă ar fi vorba să comparăm fracția 3 supra 2x minus, deci comparăm fracția 3 supra 5 mai mare, să zic, cu 2x minus 1 supra 5. E, acum, egal același numitor, rămâne să comparăm numărătorii. Deci câte vreme au același numitor, rămâne să comparăm numărătorii. Deci asta s-a traduce echivalent cu 3 mai mare decât 2x minus 1. 3 mai mare cu 2x minus 1. Vezi? Vedeți? Am reușit să le compar foarte repede. Câte vreme au același numitor, sensul dintre ele se duce între numărători. Așa, mă întorc aici. Dacă aici ar fi loc de 1, cât să fie? 1 pe 2x minus 1. Nu 1 pe 2x minus 1 pe 2x minus 1. Să fie numărător egal cu numitor. Cum zici 5 pe 5, cum zici 3 pe 3, cum zici 7 pe 7, zicem și 2x minus 1 supra 2x minus 1. Deci 2x minus 1 pe 2x minus 1. Și iată, să le vedem încă o dată ceva. E vorba de 5 supra 2x minus 1. 5 supra 2x minus 1 mai mare decât 2x minus 1 supra 2x minus 1. Deci, 5 supra 2x minus 1 mai mare decât 2x minus 1 supra 2x minus 1. Nu simplificăm. Nu simplificăm. Renunțăm la numitor și că fiindcă ai același numitor, mesajul este transmis ăsta între numărători. Deci este echivalent cu a spune că ce? Că 5 mai mare decât 2x minus 1. Deci am transcris inegalitatea, nu, dintre fracții, după ce am avut șansă să scriu pe 1 ca fiind 2x minus 1 pe 2x minus 1, că povestea asta de aici s-a redus la 5 mai mare decât 2x minus 1. Și acum, echivalentul. Ce spuneai tu mai devreme? Ce să faci în ambii mediu? Să scădem un 1. Eu zic să adunăm un 1. E deja minus 1. Se face 0, da? Deci adunăm 1 și am vom avea 5 și 1 face 6 mai mare decât 2x. 6 mai mare decât 2x. Ce? Să scădem un 2x. Nu, dacă scădem un 2x, 2x minus 2x fac 0 și 6 minus 2x vine partea asta. Să mai facem ceva facere. Ce să facem? Găsim x-urile, da? Așa că 6 să fie mai mare decât 2x. Da. Adică poate fi 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 3 chiar se egalează, da? 0, 1, 2 și 3. Altfel spus, putem împărți așa asta printr-un 2. Deci împărțim egalitatea printr-un 2. Da? Și asta se aduce că 3, echivalent cu 3, mai mare decât x. Deci 3 mai mare ca x. Adică x și 3. Mai mici decât 3, exact. De 3 mai mare ca x, de parte aș spune, echivalent cu x mai mic ca 3. Ce înseamnă că e vorba de x și mai mici decât 3? Ce înseamnă ce x mai mic? 0, 1, 2. 0, 1, 2 și atâta. Deci răspunsul corect, x aparține, sau mulțimea pe care am cerut-o la început, mulțimea aceasta cerută, cu toți acei x naturale care sunt capabili de a face chestia asta, sunt x și următor 0, 1, 2, 0, 1 și 2. Fără 3. Ca să ne convingem că așa asta pe confind x cu 0, vine 5 supra minus 1. Nu e mai bun 0. Da, deci nu e bun 0, se pică. Da. Apoi 1 să-l oprim.
2, 2, 1, 1, 5 supra 1, e 5, care e mai mare ca 1. E bună treaba cu 2, 1, cu 2 acum. 2, 4, minus 1, 3. 5 împărțit la 3, e mai mare ca 1, că dă 1 și ceva. Când numărătorul e mai mare ca numitor, o fracție este supraunitară. Când sunt egale, e subunitară, pardon, este unitară și când invers, subunitară. Ce spus? Ce zis? Scrieți A, găsiți-o pe mulțimea A, formată din tot ceea ce e și natural. Pentru care fracția asta, 5 la 12, sunt mai mare ca 1. Sigur, din ea, de aici, noi am spus că 5 e mai mare decât 2x minus 1. Parcă așa să vedem, 5 mai mare decât 2x minus 1. Da, am avut aici inspirația să scriem fracția unitară și relațională anumitor, da? Ia să vedem aici. 3 mai mic decât 4, da? Am spus mai devreme. 3 mai mic ca 4. Ce reiese de aici? Dacă 3 mai mic ca 4, 1 pe 3 cum este 1 pe 4? 1 pe 3, inversa fracției. 1 pe 3 este mai mare. Mai mare decât 1 pe 4. Este de așa. Hai să zicem și noi. Noi avem așa, că 5 supra 2x minus 1, 5 supra 2x minus 1, e mai mare ca 1. Da? 5 supra 2x minus 1 e mai mare ca 1. Inversa ei... Inversa, inversa. 2x minus 1 supra 5, 2x minus 1 supra 5, va fi mai mic, mai mic, decât 1 pe 1, că se întoarce 1, tot 1. Da, mai mic decât 1. Deci, asta, ori l-am pe asta de rezolvat, ori l-am pe echivalent la asta. Și acum, hai să scriem în loc de 1, 5 pe 5, ca să fie același numitor. S-ar traduce echivalent cu 2x minus 1 supra 5, mai mic decât 5 pe 5. Da? 2 minus 1 supra 5, mai mic decât 5 supra 5. Au același numitor, înseamnă acum 2 minus 1 mai mic ca 5. Deci de aici tragem concluzia că 2 minus 1, 2x minus 1, mai mic ca 5. Este același lucru. Uitați, avem aici 2x minus 1, mai mic ca 5, citind din partea asta. Și acum nu avem decât să adunăm un număr de membri, da? Plus 1, și asta se înseamnă că 2x mai mic ca 6, împărțim prin 2, adică x mai mic decât 3. Aceeași poveste am ajuns acolo. Și am vrut să vă spun. Dacă nu vă aveați inspirație să scriem în loc de 1, 2x minus 1 pe 2x minus 1, întoarcem fracția după modelul de aici și ajungem să scriem cu numitorul 5 pe 5, care e mai, practic mai la îndemână, să zic așa. Și ajungem la același rezultat. Deci ori întoarcem la bun început și mergem pe partea numerică, ori dacă nu, tot atât de bine, în loc de 1 și 2 minus 1 pe 2 minus 1 să fie același numitor și repede renunțăm la numitor. Altceva de acolo. Firmele 960 și 64. Știe numele. 960 și 64. A. Descompune numele în factor prim. Așa. Deci 960. E egal, descompunem. Ia să vedem. O vine 2 ori 5. 2 ori 5 din cauza 10. Și vine 96 prin 2. 96 prin 2. 4 ori 48. 48. Iar prin 2. 2. O 24, 24. 4. O prin 2. Vine 12, da. 2, 6, da. 2, 3, 3 și 9. În concluzie, iată că 960 este egal cu... Cu 2
la 4. 5. 6 la 6. De ce 6 la 6? Nu, e 2 la 6. 2 la 6. 2 la 6. Ori 5. Ori 5. Ori 3 ori 5. Da. Dar nu e 3. Nu, e 3. 3 ori sigur, da, da. Ori 3 ori 5. Ăsta este 960. 64. Descompuneți-l voi. 64. Ia să vedem. Cine este egal? Cât? 2 la 2 la 4. Nu, nu. 2 la 6. 2 la 6. Da. 64 egal cu 2 la 6. 2 la 6. Bine. Punctul A era bună să descompune. Am descompus. Punctul B. Calculați cel mai mare divizor comun al numerelor. A și B. Deci, după ce am descompus, scriu cel mai mare divizor comun este egal cu cel mai mare divizor comun egal cu cum procedem pentru divizor? Toți cei comuni. Deci numai comuni. Dar la ce putere? La putere cea mai mare. La cea mai mică. La cea mai mică. La putere cea mai mică. Deci dacă am fi avut 2 la 5 și 2 la 6, mă opresc 2 la 5. Că 2 la 5 este prins în 2 la 6. Da? Deci cei comuni, deci notați unde trebuie să observați cei comuni la puterea, cei comuni, să spunem comuni, numai comuni, cei comuni la puterea cea mai mică. Deci cei comuni la puterea cea mai mică. Adică, în cazul nostru, este 2 la 6, pentru că sunt aceiași, da, 2 la 6. Și de aceea vom observa că atât 960, cât și 64, sunt 4 la 64. La 64. Asta este. Și cum se pune în paranteză rotunde, da? Cel mai între 960 și 64. Deci cel mai mare divizor comun între 960 și 64 este egal cu 64. Dar cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun. Este egal cu puterile comune și necomune la puterea cea mai mare. Deci luăm pe cei comuni cu puterea cea mai mare și luăm cu pătrat și cei de, toți cei necomuni. Da. Deci va veni 2 la 6. Asta este. Deci 2 la 6. Ori 3 ori 5. 2 la 6 ori 3, adică 960. Da? Ar fi. Și cum se notează asta? În paranteză de pătrat. Da? Deci între 960 și 64 este egal cu 960, este cel mai mare. Că sunt poate atât la 64 și la el însuși, nu în cap de discuții. Da. Iată că am discutat aici despre aceste lucruri. Ce altceva mai cere acolo? A și B, ne-am făcut, cred că, da. Numai divizorul și cel mai mic multiplu comun. Da. 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 Haideți să ne închipuim că ar fi fost o altă situație. Deci, două numere care, în descompunere, arată astfel. Deci, în închipuim că avem două numere care, în descompunere, arată adică A egal cu, da, A egal cu, A egal cu 2 la 3, ori 3 la 9, ori 5. Iar V arată, după ce am descompunerea, 2 la 2, ori 3,
ori 5 la a doua, ori 7. Care este cel mai mare divizor comun a acestor două primări? Cel mai mare divizor comun? Da. 2 la 2. Deci dintre cei comuni, ne uităm la toți cei comuni. Și dintre cei comuni, în obicei cu puterea cea mai mică, deci 2 la 2, ori, mai continuăm, mai găsim comun. Ori 3. Ori 3, 3 la 1, 3, da. Și ori 5. Și ori 5. Ăsta e cel mai mare divizor comun. 2 la 3, ori 3, ori 5. Numai dintre cei comuni, nu pe cei cu puterea cea mai mică, da. Cel, și vom arăta așa, că cel mai mare divizor comun între A și B este 2 la 2, 4, 5, 20, ori 3, cum ar veni și 4, 5, 20, ori 3, 60. Da? Cel mai mare divizor comun al lor este 60. Și cel mai mic multiplu comun, da? Cel mai mic multiplu comun, este 5 la 2. Ia să vezi tu. 2 la 3. 2 la 3-a ce? Dintre cei comuni au ce puterea cea mai mare. 2 la 3-a. Ori da? 5 la 2. Ori 3 la 2, fiindcă vine de la discuții. 2 la 3, 3 la 2, ori 5 la 2. Ori și 7. 7. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5 la 2, ori 7. Acesta este cel mai mic multiplu comun. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5 la 2, ori 7. Da, observăm că am făcut o treabă corectă, clară, și am descoperit cel mai mic multiplu comun și respectiv cel mai mare divizor comun. Nu ne-a cerut asta, dar eu am insistat acum, adică am insistat să se clarificăm ce înseamnă multiplu și ce înseamnă divizor. Te rog. Scrieți multiplul numărului 7 cu fricii 30 și 30. Scrieți multiplii lui 7, toți multiplul 7, cuprins între 10 și 30. Între 10 și 30. Ce aparți mie? Deci cuprins între... deci multiplii lui 7, cuprins între 10, și 10 este la stânga, și respectiv 30. Care sunt multiplii 7 cu proprietatea aceasta? 5. 14, 21. Deci, dar, deci 14 ar fi să depășească pe 10, da? 14, bine, apoi 21, apoi 28. 28 și? 35. 35. E prea mare. Se duce peste 30. Până în 30 era bă. Atât. Atât. Da? 14, 21, 30. Bine. Altceva? Scrieți în ordine crescătoare numerele. Scrieți în ordine crescătoare numerele. Este primul ordine crescătoare numerele. 0,1 în perioada 3. 0,1 în perioada 3. Numărul ăsta. Am 0,13. 0,13. Apoi. Și 0,13. 0,13. Dacă să nu fac că este să amestecăm lucrurile, am pus cum și virgulă ca să despărțim. De 0,1 perioadă 3, 0,13, 0,13 perioadă. Care credeți cum începem? 0,13. În ordine crescătoare, cel mai mic e 0,13, spui, da? Da. Deci, o să argumentăm. 0,13. Tu spui că e mai mic, eu nu știu, ai tu argumentele tale, e mai mic decât cine? Decât 0,1 perioada 3, de ce? 0,1 perioada 3. Deci tu ai spune că e mai mic decât 0,1 perioada 3
și ea mai mic, să merge cu timpul care înseamnă 0,13 în perioadă, nu? Da. 0,13 în perioadă. Dar peste tot avem semn de întrebare, credeți că argumente serioase. De fapt, cam toate sunt egale. Păi nu putem, sunt egale, bă, nu. Deci al doilea e 0,13333. Și față de asta e bine, da? 0,33 da, e bine. Da. Deci tu trebuie să înțelegi așa, că 0,13 comparativ cu 0,13333 și următorul ar fi 0,13 iar 13 iar 13 și așa mai departe. Care crezi că e cel mai mic? 0,13. Ăsta de aici, nici nu cap în discuții. Dar următorul? 0,13 perioadă. Ăsta are 1,3. Și că urmă 3,3,3, dar ăsta zice 1. Da. Deci la 10, la mim, și aici este la mim 3, clar că ăsta e mai mare. Deci cum? Ne-i pune ordinea de aici. Da. Da. Deci o să spunem 0,13 perioadă 13 și mai mic decât 0,1 perioadă 3. 0,1 perioadă 3. Iată, așa arată această ordine, da? Mai mic și mai mic. Și povestea este următoare. Am găsit o întrebare, altceva. Scrieți numerele X aparținând numerele naturale, pentru care este fracția? Numerele X care face numerele naturale, așa încât. 3X plus 1. 3X plus 1. Supra 7 este subunitară. Supra 7 subunitară. Adică ce înseamnă subunitară? Adică jos e mai. Da. Da, fracție subunitară, zic, nu? Da. Adică mai mic decât 1. Da. Subunitar mai mic decât 1. Și de nou facem aceeași chestie. Nu trebuie unul gând să spunem acum. 1 supra 3x plus 1. Nu, supra 7. Nu, 7 pe 7. 7 pe 7, ca să avem același numitor. Deci, echivalent cu 3x. Plus 1 supra 7 egal cu 7 supra 7. Da? Iată am aranjat-o ca fracție echiunitară. Și nu mai mic, da. Mai mic. Că așa a fost aici, nu egal mai mic. Da. Deci în loc de 1 am pus 7 pe 7. Și am văzut același numitor. Deci echivalent cu, pe loc să-l vorbești, echivalent cu 3x plus 1. 3x plus 1 mai mic decât 7. Am arătat la 3. Scădem un 1. Corect. Scădem un 1. Și ce urmează? 3x mai mic decât 7. Așa. Și acum scădem în 3. Nu scădem. Împărțim printre 3. Este foarte important. Împărțim, mă spun, da? Împărțim ambii din 3. Și atunci x mai mic decât 2. Așa. Adică x egal cu 1. X aparține mulțimii. Și 0 e bun, nu? Da, dar e bun aici. 0 și 1. 2, valoare 0 și 1. Ia să ne convingem că este adevărat. Dacă nu plimbi cu 0, pe tine apare. 3 plus 1, 4, 4 plus 1. Nu, e bun, nu plimbi așa. 3, 1, 3, 1, 4, pe 6. Da, da, și cu 0. 3, 1, 0, 0 și cu 1. Seara. 1 pe 7 care mi-ai mic ca 1, da? Da. 1 pe 7 mi-ai mic ca 1, e adevărat. În concluzie, am avut aici doar două valori, 0 și 1 corecte. Dacă dăm o altă valoare, lucrurile se strică. Să vedem mai departe. Știți că 7 a devenit 7 a C. Știm că
7 AC. AB, minus 7 AC. 7 AB, da. Da? 7 AB. Cu bară, da? Nu. Fără bară. Păi, atunci, cum? Înțeleg, dar 7 AB, 7 ori au întâlnit, da? Da, care aici. 7 ori au urbe, dar din 7 ori au urge. 7 ori au urge. Egal cu 105. Egal cu 105. A egal cu 5. A. Amic egal cu 5. Deci din care loc... Asta, și amic egal cu 5. Amic egal cu 5. Da? Calculat de minus C. A. Deci, B minus C egal cu 5. Știi că 7 AB ori minus 7 AC fac 105, calculăm B minus C. 75 ori B, 75 ori B. 7, că probabil că am 5, da? 7 ori 5 ori B. Deci avem 7 ori 5 ori B. Minus 7 ori 5 ori C. 5 ori C, egal cu 105, echivalent cu 35 ori B. Înseamnă 35 ori B minus 35 ori C. 35 ori C egal cu 105. Ce putem face? Dăm un factor comun pe 35. Deci de aici rezultă că 35 pe lângă A minus pe lângă B minus C. B minus C egal cu 105. Egal cu 105. Atunci B e egal cu 105 împărțit la 35. Deci împărțit totul pe 35 și apare că B-C sunt parte exacte. B-C, ia să vedem de câte ori merge, cred că de 3 ori. De 35 face 105. Da. Deci B-C egal cu 3. Cu asta am terminat exercițiul. Ceasul este cât? Este și 2 minute. Ne oprim aici. O să vedem ce am făcut aici la sinteza orei. Sinteza orei. Am discutat despre ce? Primul exercițiu. A egal cu 1 pe 4 și B egal cu 0 pe 2. Compararea două fracții, da? Compararea. Compararea. A două numere. Da, compararea două numere. Apoi. Am văzut cum se află din compararea numerelor. Am făcut din compararea numerelor. Da, și după din 27,5. A, transformarea fracțiilor periodice simple și mixte în fracții ordinate. Da. Transformarea. Transformarea fracțiilor de care sunt periodice simple periodice fracțiilor periodice da, periodice simple mixte în fracții ordinate. Deci transformarea fracțiilor periodice simple mixte în fracții ordinate. Apoi, divizorii lui 54. Cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplicator. Cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun. A două numere. Să știți că se poate vorbi de două sau mai multe numere. Deci cel mai mic multiplu comun și cel mai mare divizor comun, două sau mai multe numere. Și compararea fracțiilor. Compararea nu, fracții supraunitare și subunitare, da? Fracții. Fracții supraunitare și subunitare. Subunitare. Deci fracții supraunitare și fracții subunitare. Asta nu e ceva.
Ce rămâne acolo prima mamă. Atâta. Bine. La revedere. Ziceți like, share. La revedere. Nu uitați de like, share și să vă abonați. Așa se face. La revedere.